Bună seara, bine ați venit la o nouă întâlnire la Cafeneaua Complexității. De fiecare dată, cu emoții, ne gândim ce subiecte să mai aducem după vreo 3 ani de întâlniri în atenția dumneavoastră, având în vedere că am declarat deschis că de fiecare dată ne dorim nu atât numai să punem într-o stocare informațională pe internet ce se întâmplă aici, pentru că le înregistrăm și în baza de date pe YouTube găsiți toate evenimentele de-a lungul timpului și deci contactul cu persoane mai deosebite, ci și să vă uitați, cum spun de fiecare dată, cel din stânga, cel din dreapta, astfel încât să vedeți că, de fapt, toți cei care sunt în această sală sunt oameni mai deosebiți care își doresc să afle ceva, să facă altceva decât, eventual, marea majoritate a oamenilor de afară care au o altă țintă. Puterea noastră ar fi să creăm în urma intersecțiilor cu personalitățile care aducem în față grupe de lucru, teme de cercetare, teme de investigare, să înnoim cumva temele de stat, de masterat, de licență, să putem face o infuzie de cunoaștere autentică, nu de reproducere a informației care este peste tot în momentul de față, se cumpără, știți foarte bine, ceea ce duce la o cădere permanentă a gândirii umane într-o etapă tocmai care ar fi extraordinară și incitantă. În minte și în discuții țineți minte că am avut teme de tipul Cyber Physical System, care este o parte pragmatică de dezvoltare pe care domnul profesor Dumitrache a prezentat-o. Aceasta generează un cuplaj cu societatea care se transformă în contextul ăsta și apare Cyber Social System, care înseamnă cu totul altă abordare, altă atitudine, altă mișcare și alea împreună creează un mediu de dezvoltare explozivă, exponențială a celor care încep să intre în jocul ăsta. O dezvoltare personală care duce către știința minții, către ochiul care trebuie să se deschidă. De aceea, astăzi am o mare bucurie să-l am invitat pe un profesor deosebit, un foarte bun comunicator, un cercetător autentic, care o viață întreagă a căutat să afle ce se ascunde în spatele adevărului și sper ca principiu să și creeze un drum mai departe. Cum arată adevărul din spatele lucrurilor categoric. Așa că, în principiu, astăzi seară, domnul Orestian vă va prezenta o deschidere către o lume interesantă, ochiul minții. Mulțumesc mult pentru că ați acceptat și vă rog frumos sunteți acasă. Mulțumesc foarte mult. La pomul lăudat, să nu te duci cu sacul. Dar, în general, e mai bine să fim mai modești, că mare lucru nu am refăcut. Deci, astăzi am să vă vorbesc cu amabilitatea domnului Florin Muntean despre ochiul minții. Am mai vorbit despre el cu ocazia săptămânii de neuroștiință de la Universitatea Carol Davila, care a ținut să serveze Anul Luminii, după cum știți, că Națiunilor Unite a declarat acest an Anul Luminii și o organizație internațională de studiu a creierului chiar a spus despre luminarea creierului. Lucrurile se potriveau și cu religia, era și aproape de Paști. Și deci voi încerca să vorbesc la figurativ, bineînțeles, despre ochiul minții. E bine că avem ochi, este clar, vede toată lumea, că organismul uman este un sistem dinamic extrem, extrem de complicat și cu această ocazie venind la teoria complexității, aproape că nici nu găsesc un sistem mai complicat decât organismul și decât creierul, organismul uman. El e format dintr-o mulțime de aparate și sisteme pe care noi astăzi le tratăm cam izolat și poate că în ultimul timp medicii au început să-și dea seama că ar trebui cumva legate între ele, cum sunt în realitate. Se vorbește tot mai mult de abordarea sistemică în medicină, nu numai interdisciplinară. Și dar aceste organe sunt indisolubil legate între ele. Din păcate, ele au o autonomie relativă care conferă posibilitatea apariției unor specialități care se rezumă la anumite organe, dar autonomia este numai relativă, nu este autonomia absolută. Vedeți, numai inima cât comunică, și aici doar o schemă nervoasă, cât comunică cu creierul, iată numai hipofiza, o glandă aici de la baza creierului, câte organe influențează și alea pe ea și așa mai departe. Deci, organele noastre sunt legate între ele
printr-o mulțime de legături anatomice și funcționale, într-o structură organizată pe foarte, foarte multe nivele. Nu numai pe nivelul atomic, molecular, celular, ci și pe, de exemplu, există țesuturi, care e un alt nivel de organizare înainte de a apare organele. Organele se pot uni în aparate și așa mai departe, deci sunt nivele de organizare. Bine, m-ați întrebat ce importanță asta. Are o importanță foarte mare, pentru că și nu s-a dat cuvenită atenție acestui lucru, pentru că unele boli se opresc la un anumit nivel de organizare. Avem turburări moleculare care nu se manifestă clinic și așa unele boli pot evolua asimptomatic 10 de ani, chiar Alzheimer-ul poate evolua 20-30 de ani asimptomatic până când el devine manifest. Săptămâna trecută am avut un caz foarte interesant și e bine pentru cei care studiază emoția că e chiar emotiv. O rudă de-a mea, care avea 85 de ani, care era perfect normală psihic, Alzheimer-ul știți că se manifestă prin tulburări de gândire, deteriorarea totală a gândirii, care era perfect din punct de vedere al gândirii clinic, a căzut. Nu foarte rău, la RMN nu i s-a descoperit nicio leziune, dar din momentul ăla a devenit medicii când au văzut-o cum arată, i-au spus că e dement. Am avut foarte multe cazuri de boala Alzheimer care a debutat brusc. De exemplu, vorbeam cu domnul profesor Muntean, la Politehnică Edmond Nicolau a plecat de acasă, normal, psihic, și pe drum ceva s-a întâmplat, a fost găsit la o secție de poliție, nu mai știa nimic, nici cum îl cheamă, nici de unde e, așa încât lucrurile pot să evolueze mult timp asimptomatic și la un moment dar lent sau brusc pot să debuteze clinic. Și mai sunt astfel, aș putea să dau nenumărate exemple chiar din preajma mea. Deci, organismul e organism în foarte, foarte multe nivele de organizare. Patologia se poate opri la un anumit nivel, deoarece nivelul ăla are capacități de reglare, de autoreglare, care să facă față cumva. Numai când sunt ele depășite, se ridică la un nivel superior și pot să ajungă să se manifeste clinic. De aceea, acum 25 de ani, la acum 30 de ani, la Congresul de Cibernetică care se țineau atunci în fiecare an, am avut o lucrare intitulată Nelinearitatea manifestărilor clinice dintre modificările moleculare și manifestările clinice. Nu e o linearitate care îl încurcă foarte mult pe medic. Știți, domnul doctor Dob, cât de complicat e să pui un diagnostic pe niște semne care de obicei sunt foarte vagi și pot să vină de la aparate care nici nu te gândeai, o amețeală, o sumedenie întreagă de simptome vagi care te pot duce oriunde în organismul uman. Pe de altă parte, organismul trăiește într-un mediu foarte variabil și de multe ori chiar foarte ostil. Că e variabil, să zicem că ar fi ce ar fi, dar el pune în pericol viața omului. Și nu trebuie neapărat să fii merge. Înapoi nu. Nu merge înapoi. Înapoi nu. Stai perfect dacă nu merge înapoi. Interesează să fie viitor. Păi cum să nu meargă înapoi? Înainte sau înapoi? Înapoi. Mă, că el merge înainte. Nu poate să nu aici. Deci, trăiește într-un mediu foarte variabil și chiar foarte ostil și nu numai mediul jungla, ci și jungla umană și el trebuie, deci, să desfășoare o sumedenie întreagă de procese de reglare a organelor interne și a comportamentului său social, ca să zic așa.
În general nu se spune de obicei că omul are două creiere. Din acest punct de vedere, el are un creier idiotrop, prin care își reglează organele interne, și un creier ecotrop, prin intermediul căruia reglează comportamentul său cu mediul. Aceste două creiere nu pot fi despărțite anatomic foarte clar, dar nici nu comunică foarte bine între ele, din fericire. Pentru că atunci când văd un tigru, nu mor pe loc. Decât dacă mă mănâncă el. Că, deci, creierul ecotrop s-a dezvoltat foarte mult și creierul idiotrop a rămas bunicel. Dacă l-am lăsat în pace, el a lucrat bine, dacă i-am dat și mâncarea care o merita și care era obișnuită acum 10-20 de mii de ani. Deci, trebuie să desfășoare niște procese de reglare. Pe de altă parte, e necesară reglarea comportamentului, după cum spuneam, dar reglarea presupune nu numai substanțe și energie, ci și informații. Informația, știți că e altceva, luăm de bune afirmațiile lui Wiener, da? Care zicea că nu e nici substanță, nici energie, deși ar fi mult de discutat și românii au avut o contribuție foarte mare la ontologia informației, ca să zic așa, în ultimul timp a fost uitată, dar în general informația nu e nici substanță, nici energie. Dacă vreți altă dată, vom putea vorbi ce este informația, un lucru care e mult mai interesant decât ochiul mic. Informația este cea care asigură în cele din urmă eficacitatea proceselor de reglare. Oricâtă energie și substanță ai avea, dacă nu ai informația necesară, nu știi dacă trebuie să iei în dreapta sau în stânga. Prima informație la care au apelat sistemele biologice a fost informația genetică. Noi primim de la părinții noștri o mare cantitate de informație genetică care vine din moș spre moș și se tot duce de-a lungul generațiilor. Dawkins spune că ea vine din Eden. Dar vine de departe, în orice caz. E demn de remarcat faptul că acel copil pe care îl vedeți acolo, care a primit niște cromozomi, 2 ori N, N de la tată și N de la mamă, adică 23 de la tată, 23 de la mamă, ăia s-au unit, au dat naștere la 46 de cromosom, pe care îi are copilul ăla, dar toată informația pe care o conțineau acești cromozomi era inclusă în 7 picograme de acizi nucleici. 7 milionimi de gram. Și în acești 7 milionimi, în acei 7 milionimi de gram, era inclusă o informație aproximativ 1 gigabyte. Pentru a cărei scriere pe hârtie ar fi nevoie de aproximativ 4.000 de volume de câte 1.000 de pagini fiecare. Deci discrepanța dintre substanță și energie e atât de mare încât oricum ar merita o discuție și ar scoate oricum în evidență importanța informației față de substanță. Deci ceea ce am primit noi de la părinții noștri a fost o mare cantitate de informație. Bună, rea, informația a fost cea importantă și nu substanța pe care ea era stocată. Informația e stocată și, după cum știți, se transmite prin ADN, așa, acizul dezoxiribonucleic, acizii ribonucleici, o poveste întreagă, care se schimbă în fiecare zi. Genetica de acum 15 ani poate fi aruncată la gunoi fără nicio remușcare. Absolut. Fără și cea de acum 10 ani poate fi aruncată la gunoi. Pentru că aproape nimic nu mai e adevărat afară de ADN din ce scrie acolo. Ea s-a schimbat foarte mult, dar în sens pozitiv cunoaște mult mai bine mecanismele de funcționare ale genomului nostru. Apoi au apelat, deci, prima dată la informația genetică. Copilul ăla i-a dat în prima celulă, când s-a făcut fecundația, i-a dat această informație. Odată cu ea însă a mai venit ceva. A venit o informație moleculară. ADN-ul ăla, ca să transmită, are nevoie de niște proteine care le-a luat din ovulul mamei și proteinele alea aduc o informație moleculară determinată de structura lor spațială,
care recunosc anumite zone din ADN, care și el are o anumită structură spațială și fiecare moleculă își caută partenerul. Dar, în orice caz, până acum, că nu ăsta e subiectul nostru, până acum aveam o informație genetică și avem o informație moleculară, cu ajutorul căruia se descurca și s-au descurcat foarte bine. Iată cum arată informația moleculară. Vedeți acolo, adrenalina vine și se lipește de un receptor care are o conformație spațială parțial complementară și de naștere vedeți la o cascadă întreagă de fenomene care merg iarăși până în nucleu. Și tot așa, până la urmă și la urmă, viața însăși este expresia informației, nu a substanței. Viața e un flux de informație care trece de la părinți la copii, de la o celulă la alta, de la o proteină la alta și în momentul când acest flux se oprește, organismul moare. Fie că se blochează niște căi fundamental importante, fie că se blochează toate, dar oricum fluxul de informație este cel, oprirea fluxului de informație este cel care produce moartea organismelor vii. Dar deși este foarte utilă informația moleculară, nici cea genetică, nici cea adusă de adrenalină sau de, știu eu, de oxitocină sau de orice enzimă, are anumite limite. Deși este foarte importantă, ea are anumite limite. Informația moleculară se transmite foarte încet, prin sânge, prin lichidele organismului. Ea poate fi denaturată, poate fi modificată, nu poate trece prin orice structuri. Informația moleculară poate fi asemănată cu un poștaș, care duce cu greu pe dealuri și pe văi informația de la sursă la destinatar. Că nu-l găsește acasă, că... că a pierdut informația și așa mai departe. Deci, organismele vii, de-a lungul istoriei biologice, vieții, au căutat să apeleze la o altă informație care să se transmită mult mai rapid și mai direct la organele respective. Și acea informație a fost informația nervoasă, care se poate trece prin diferite medii pentru a ajunge direct și rapid la destinatar. Vedeți că viața era periculoasă. Până ajunge hormonul de aici, aici, deja m-a înjunghiat dușmanul meu. Deci era rapid să acționez și informația nervoasă satisfăcea această condiție chiar încă de la începuturile ei. Iată ce trebuie să îndeplinească informația nervoasă. Să treacă de pe un semnal pe altul. Și informația moleculară trece de pe o moleculă pe alta în cascadele moleculare, dar informația nervoasă trece și mai ușor, de pe sunet, pe trenurile de undă, de pe trenurile de undă trece pe mesagerii sinaptici, apoi iarăși pe trenurile de undă și așa mai departe. Și acest lucru se petrece foarte rapid, chiar foarte rapid, mult mai rapid decât ajunge un hormon din cap la picioare. Vă dați seama, dacă circulă cu 100 de metri pe secundă, informația ajunge aproape instantaneu la vârful picioarelor, pe când hormonul durează mult timp până când ajunge la destinatarul respectiv. Așa a apărut informația nervoasă care se transmite, deci, mult mai repede și mult mai direct la organul respectiv. Informația nervoasă ar putea fi asemănată cu un telefon, un telefon cu fir, însă. Deci, evident că telefonul cu fir este mult mai performant decât poștașul. Deocamdată, poate dacă va mai dura mult cel cu acesta, vom vorbi și despre telefonul fără fir, deoarece organismele vii nu s-au oprit la telefonul cu fir. Dar deocamdată, informația nervoasă, clar, poate fi studiată ca un fel de telefon cu fir. Spre deosebire de informația moleculară care se transmite prin configurația moleculei, informația nervoasă se transmite electrochimic, după cum discutam, și electrochimica se transmite relativ încet, dar oricum mult mai repede
decât moleculele foarte mari de hormoni, se transmite prin depolarizarea succesivă a diferitelor porțiuni ale nervului, intră și ies ioni din celula nervoasă și transmit semnalul până la sfârșitul terminației nervoase, care uneori poate să aibă 2 metri. Imaginați-vă o celulă care are, să zicem, 10 microni și prelungirea ei are 2 metri. Celula vine de aici, deci din cap vine o prelungire până în măduva spinării și din măduva spinării o prelungire pleacă până la vârful degetelor. Și ar putea avea mai mult de 1 metru, are sigur, la oamenii înalți are chiar 2 metri. Deci se transmite foarte repede printr-o, vedeți, sunt nu foarte complicate procesele, sunt cunoscute și sunt cunoscute și substratul biochimic, chimic și electric și magnetic și așa mai departe. Dar nici creierul nu a putut renunța complet la informația moleculară. Natura n-a aruncat nimic, nici din genom nu prea aruncat, deoarece 95% din genele care mi le-au dat mie părinții mei nu codifică nimic, sau mai bine zis, nu codifică proteine, și un japonez le numea acum vreo 25-30 de ani gunoi și s-a constatat că nu-i chiar așa, să nu ne prea grăbim, că știința e extrem de schimbătoare și nu e bine să catalogăm foarte dur și simplist lucrurile. Gunoiul ăla reprezintă, s-a constatat în ultimul timp, niște lucruri mult mai importante, destul de importante. Deci, nu a putut renunța creierul nici la informația moleculară, deoarece între neuroni informația se transmite tot molecular. Din păcate, știți de ce din păcate? Că fiecare transmitere întârzie cu 0,5 secunde transmiterea impulsului. De-aia eu nu am decât 2 sinapse. Că dacă aș fi acum mai multe sinapse, mă prindea și un melc din urmă. Deci, eu am o sinapsă în măduva spinării, 0,5 secunde și restul merge cu 100 de metri pe secundă impulsul. Dar sinapsa aia întârzie la campion mai puțin, la oameni obișnuiți mai mult. Dar dacă informația moleculară avea nevoie de sânge, ca magistrală de transmitere, sângele reprezintă cel mai important canal de comunicație al organismului uman. Prin el trec și substanțe nutritive, și oxigen, dar și foarte multă informație. Nu știu ce e mai important. Aș înclina să cred că organismul ar face față un timp lipsei de substanță, chiar și de aer, dar nu și de informație. Atât de importantă cred eu că e informația pentru fiecare celulă. Pentru că s-ar opri tot motorul. O mașină s-ar opri, dar nu se strică dacă nu îi dai benzină. Ori dacă informația nu funcționează, toată șandramaua se prăbușește. Că e menținută tocmai, după dați seama, se sintetizează proteinele și dacă ele în fiecare minut sunt mii de reacții care au loc în fiecare celulă, dacă astea se opresc, dispare însă structura celulară. Deci avea nevoie de o infrastructură și creierul. Hormonii aveau sângele, dar și creierul avea nevoie de o infrastructură. Așa a apărut acum 500 de milioane de ani primul sistem nervos reprezentat de câțiva neuroni. Primul sistem nervos. Era un fel de ganglion. Iată, acolo cel animal primitiv are niște ganglioni. Vedeți, unele aveau chiar un singur ganglion. Și ganglionii aveau câțiva neuroni, care erau sub 100, hai să zicem 100 de neuroni. Vedeți că în partea dreaptă creierul a început să crească până a ajuns la creierul uman. Iar primul creier primitiv era de fapt un ganglion nervos care făcea funcții, era mult superior transmiterii moleculare prin sânge informații, deoarece se sisa cu ajutorul acestui neuron, organismele primitive se sizau și recepționau modificările care aveau loc în mediu,
intern și în mediul extern. Era o mare performanță să sesizezi lumina sau căldura sau apropierea unui alt animal sau mirosul, cum funcționau ele în epoca primitivă. Și transmiteau informația mult mai repede și mai direct de la un neuron la altul până la organele care de destinație. Apoi a apărut o rețea neuronală. Ce prezint eu aici e mult prea evoluat. Rețeaua neuronală era, să zicem, formată, sunt și acum insecte care au 100 sau râme, care au 150-300 de neuroni, care e mult mai simplă, dar e foarte, foarte, foarte utilă și care are cam aceleași ingrediente pe care le are și creierul uman. Din aceleași cărămizi. Ca să mă credeți, vă spun că farmacologii au trecut de la experiențele pe câini și pe pisici, datorită protecției animalelor, la experiențe pe râmă. Râmele au aceleași neurohormoni, aproape aceeași structură, încât poți să încerci substanțele pe râme. Care râme, zic legiuitorii, pot fi omorite mult mai ușor decât cățele. Deși, după părerea mea, tot piață ar reprezenta. Călugării nu omorau nici gândacii, nici pădurii. O fi bine, o fi rău. Cert este că trăiau. Am prins odată o veveriță care era plină de pădui, de sărea oia de pui, de ce aveau, și mă întrebam cum trăiau și unii și alții. Ca să mă credeți, mă spun eu dumneavoastră, noi nu avem puri și păduri acum aici, dar în București există chiar foarte mulți, dar pot să vă spun că noi toți avem N celule, 10 la 12 celule, tot organismul nostru, și în jurul lui, în gură, în intestine și pe piele, avem 10 la 13 microbi. De 10 ori mai mulți microbi cărăm cu noi când venim la conferință decât celule umane. Ăsta e un adevăr, nu este o invenție. Când inventez, vă spun. Dar astea, dacă sunt absolut reale. Deci, rețeaua asta e mult prea complicată față de cum erau prime. Dovedindu-se foarte utilă pentru adaptarea la un mediu foarte variabil, rețeaua nervoasă a tot crescut. Și a crescut, nu chiar atât de repede. Și-a dus la apariția creierului. Nu chiar atât de repede. Vedeți, mai întâi a crescut lent, vedeți, avem o curbă aproape orizontală de milioane de ani, și apoi, dintr-o dată, omul a mizat pe creier. A zis, eu creier vreau. Și creier s-a ales de el. A mizat pe creier. Și vedeți, dumneavoastră, creierul a crescut în câți ani? Vedeți? Într-un milion de ani a crescut, s-a triplat volumul creierului. Deși volumul nu e foarte important, nu, e important, dar nu e chiar așa de important cum credem noi, pentru că și neandertalienii aveau creier mai mare decât noi și au dispărut, și Einstein avea un creier mai mic decât noi și era mai deștept. Zic eu. Dar nimeni nu și-ar fi imaginat atunci când a apărut primul ganglion nervos că creierul va ajunge la performanțele la care a ajuns. Poate Dumnezeu să fi știut, uite, eu creier îi dau și să vezi ce o să iasă din asta. Repet, nu știu dacă e bine sau rău ce ai ieșit din el. Cred că, cel puțin din punct de vedere ce o să vorbim noi, a ruminației interne nu e chiar foarte bine. Deci, a ajuns creierul de o performanță absolut uluitoare. Nimeni nu și-ar fi imaginat, dacă ar fi văzut atunci un pârlit de ganglion, că va ajunge să scrie poezii. Ce să alea poezii și să se și entuziasmeze pe deasupra, să dea și premii, să se laude între ei. Dar în timp ce unele animale au mizat pe mușchi, pe dinți, după cum